Stimați telespectatori, după ce am înțeles ce înseamnă să fii misionar în Namibia și în ce constă în mod concret misiunea de acolo, am vrea acum să vedem cum am putea și noi să fim parte în această misiune. De aceea vă rugăm să prezentați, frate Ovidiu, proiectele de viitor care le aveți cu lucrarea din Namibia și cum puteți fi ajutat în această lucrare. Într-adevăr, cum vă spuneam înainte, Dumnezeu ne-a deschis o grămadă de uși, pentru că Dumnezeu este Cel care e în la cârma lucrurilor. Vedem că lucrarea a început să crească foarte mult și Dumnezeu ne încet, încet ne-a direcționat pe anumite lucruri în care vedem că este foarte important ca lucrarea să meargă. Cum vă spuneam, proiectul principal și proiectul pilon al nostru care este acolo este de plantare de biserici, de evangelizare. În acest sens, ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă cât mai eficienți în a duce Evanghelia. Avem nevoie ca în lucrarea aceasta de răspândire a Evangheliei, Dumnezeu să ne întărească, să ne dea putere, Dumnezeu să ne aducă noi tineri, noi oameni domnici care vor să ducă Evanghelia la toate zonele acelea neevanghelizate, ne rugăm ca Dumnezeu să ne mărească ca și echipă. Și dacă ai pe inimă, sau poate ai terminat o facultate creștină, dacă ai terminat un liceu creștin sau ești dornic să duci Evanghelia, te-am bucurat să te alături acestei lucrări și cred că Dumnezeu este acela care știe să răsplătească. Vrem să atingem cât mai multe sate. Cum vă spuneam, în zona aceea sunt peste 100 de sate. Am vrea să putem să ne implicăm în cât mai multe sate și să ducem această Evanghelie acestor zone. Un alt lucru pentru care ne rugăm și este ca și prioritate este partea cu alfabetizarea. După cum relatam, în zonă, în viitorii 5 ani de zile, vom avea peste 700 de copii. Am dorit încet, încet, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne dezvoltăm ca și proiect și numai ca să ne dezvoltăm, să putem să facem față tuturor acestor provocări. 700 de copii și să-i numere este foarte mult și e o greutate, este o povară și cred că aici Dumnezeu este acela care ne va ajuta să ne formăm ca și echipă și să gestionăm foarte bine aceste lucruri. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem tot acest plan de lucrare pe care El vrea să-l desfășoare acolo. Un alt lucru pentru care ne rugăm și este o prioritate este ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea tineri care sunt cunoscători de limba engleză și au terminat o facultate creștină sau pot să predea la copii învățători. Ne rugăm într-adevăr că avem nevoie foarte mult de acest personal acolo. Dacă există oameni dornici să cunoască mai mult despre acest proiect, avem un site pe internet www.kalaharinewhope.ro. Este un site care vorbește despre lucrarea care facem acolo. Și acolo se pot lua, prin el putem să luăm, să corespondăm și toate aceste informații, toate aceste lucruri care poate s-au aprins în mintea unora. Am vrea să putem să le răspundem, am vrea să putem să stăm de vorbă, am vrea să putem să poate chiar facilita împreună cu Biserica Maranată să putem organiza anumite ieșiri acolo și cred că Dumnezeu poate să facă lucruri minunate. Un alt lucru pentru care ne rugăm, ca și proiecte de viitor, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să le putem construi într-o anumită măsură partea aceasta de infrastructură. Actualmente avem 3 clase și am dorit să putem în viitorul apropiat să construim încă câteva, pentru că vom crește numeric și avem nevoie de acestea. Guvernul ne condiționează în anumite lucruri, din punct de vedere al școlii, trebuie să avem câteva
dotări, ca și cabinete, ca și săli. Mulțumim lui Dumnezeu și pe această cale tinerilor din Biserica Maranata care s-au mobilizat prin ajutorul fraților, prin ajutorul conducerii bisericii și în octombrie, la începutul octombrie, vor veni o echipă din biserică de aici care vor să ajute să finalizeze anumite lucruri care le-am început acolo. Pentru noi este o mare bucurie pentru că vedem că Dumnezeu face lucruri mari și atinge inimile tinerilor și asta este o încurajare pentru noi. Faptul că ei vor veni acolo va fi nu numai o bucurie, ci va atinge inima celor boșimane. Întotdeauna când a venit cineva la noi acolo, au fost atât de bucuroși bușmenii când i-au văzut, cu toate că de multe ori perioada asta de o lună, două luni de zile poate este scurtă și din perspectiva multora este foarte costisitoare, dar dacă o privești din perspectiva lucrării lui Dumnezeu, din perspectiva a ceea ce se întâmplă în viața celor oameni, ceea ce se întâmplă din perspectiva lucrării de acolo, Dumnezeu face lucruri mărețe. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca în viitorul apropiat să ne putem dezvolta ca și proiect și clădirile acestea care suntem acum în proces de proiectare. Am niște prieteni foarte scumpi din Cluj care au Asociația Creștinilor Proiectanți, este o asociație creștină. Am fost mișcat de dăruirea lor, am fost mișcat de dorința lor de a face ceva și chiar zilele trecute m-am întâlnit cu ei, sunt aproximativ 20 de creștini care au zis vrem să facem un proiect modular, pe module, să se poată construi în module mai mici, în așa fel încât poate constant să se meargă pe câte un modul de clasă și încet, încet să putem să construim tot acest... Să fie un ansamblu mai mare. Da, pentru că este mult mai ușor să construiești module mai mici și nu te blochezi și atunci întotdeauna te poți și organiza. Dom'le, un modul din acesta de clasă costă atât. Și am fost tare impresionat de perspectiva lor și viziunea lor, pentru că i-am văzut, au fost foarte profesioniști și numai că profesioniști, niște oameni foarte disciplinați și oameni care știau ce fac. Și mulțumesc și pe această cale acestui grup care a dorit nu numai să ne ajute, ci au spus, fac toată această lucrare în numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească pentru jertfa voastră și pentru tot ceea ce faceți acolo. Un alt lucru pentru care ne rugăm este partea cu agricultura. Actualmente, noi am strâns recoltele de pe zona unde am plantat. E o mare bucurie că acestea ne vor ajuta în viitorul apropiat, ca pe o perioadă de câteva luni, noi să putem să avem măcar partea de mămăligă. Am făcut lucrurile acestea într-un sistem foarte rudimentar, cu scule manuale, într-un sistem poate mai primitiv. Îmi spunea Dani de multe ori, în glumă așa, că avem niște măgare acolo, Titus e un frate scump care s-a întors la Domnul, ne spunea odată, Dani, tati, fă ceva cu măgarea aceea lui Titus, că sunt așa de pocăiți, că toată ziua zice să roagă, toată ziua să îngenunchi. De adevăr, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca pe viitor să putem să ajutăm chiar și această lucrare și din acești băgăruși poate să se transforme în alte cai putere și tractoare. Ar fi un mare avantaj pentru noi, pentru că eu cred din toată inima că Dumnezeu ne va ajuta în așa fel încât acest proiect să se autosusțină. Cred din toată inima că Dumnezeu ne va da această putere. Mă bucur că Dania meu este tare entuziast și foarte dornic de acest lucru, lucrează de dimineața până seara, de multe ori îmi mai spune, Dani, te rog, mai ia mai ce, și nevastă mea mi-a zice, tati, așa mă simt de în putere, zice, fac totul pentru Iisus. E o bucurie pentru noi că Dumnezeu i-a atins inima și un mare ajutor pentru noi acolo. Un alt lucru pentru care ne rugăm, sunt multe proiecte acestea care le-am început. Vreau să îi ajutăm și pe partea, pentru că de aceea suntem acolo, vrem să fim o binecuvântare. Până acum ce am făcut, le-am dat la muncitorii noștri, le-am dat câte o găină și un cocoș. Ce ne bucură foarte mult este faptul că am văzut că deja fiecare au propria lor gospodărie.
A venit Ionas acum nu de mult, un om de-a nostru acolo, a zis vreau să am mai multe găini ca și voi. Vreau, uite, avea deja vreo 10 găini acolo și avem vreo 60 și ceva în jur. Și ne-a bucurat, uite-te, că oamenii pot să devină o binecuvântare. Pe viitor dorim să, ca și proiect, am dorit să putem să le dărim încet, încet, poate pe o sat, un măgar. Este foarte greu acolo să duci toate lucrurile, le duci în spate. Și de multe ori așa de greu în zonele acelea. Am vrea să putem să dărim pe viitor câte un măgar din ăsta și cu o căruță de aia mică și să poată să ducă și să fie un ajutor pentru ei. Pentru ei, cum zic acolo, Donkey Car este ca și ultimul Mercedes. Ei dacă au câte un măgăruș de ăla, se bucură foarte mult. Am vrea să dezvoltăm și acest proiect în așa fel încât pe viitor zonele acestea care sunt binecuvântate și au câte un măgar să poată să dorească într-un an de zile un alt măgar, un alt sat și așa să putem să atingem toate aceste zone și să fie pentru ei un ajutor. Ar fi multe de spus, ar fi multe proiecte care vrem să le facem, ar fi multe și sunt multe. Depindem de mâna lui Dumnezeu, depindem de tot ceea ce Dumnezeu ne dă. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne integreze, să ne mulțească ca și echipă, să ne dorească oameni dăruiți, dedicați, dornici să stea în corturi, dornici să slujească lui Dumnezeu și cred că prin aceasta Evanghelia lui Dumnezeu se va putea răspândi până la marginile Bushmanlandului și de ce nu dincolo de zona Bushmanlandului, pentru că Bushmanii sunt nu numai în Namibia, sunt și în Botswana, sunt și în Angola. Am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ducem această Evanghelie, pentru că știm, așa cum spunea fratele pastor Paul, în momentul când Evanghelia va ajunge la margine pământului, în momentul când Evanghelia va fi vestită la orice făptură, Biblia ne spune în Matei 24, atunci va veni momentul bucuriei noastre, atunci va veni Hristos, atunci ne vom putea bucura de rodul muncii noastre. Și dorim să facem toate aceste lucruri și să ajutăm ca Evanghelia să poată fi vestită. Amen.